Proverbele, capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea, și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine, și-a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara și noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte și te caut și te-am și găsit. Mi-am împotovit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața, să ne desfătăm cu desmirdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Psalmul 31. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea Ta, pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idol de șerți și mă încred în Domnul. Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloșia mea, știi neliniștea sufletului meu. Și nu mă vei da în mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Mi se sfârșește viața în durere și ani în suspinuri. Mi s-au slăit puterile din pricina fără de legilor mele și îmi putrezesc oasele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine, sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și înăltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic: Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău. Scapă-mă prin îndurarea Ta, Doamne. Să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se pogoare muți în locuința morților.
să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc, îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat către tine. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu îi ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este vihclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe durere are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană! Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană, leșade bine cântarea de laudă! Lăudați pe Domnul cu arfa, lăudați-L cu alăuta cu 10 coarde, cântați-I o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui, ca să scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viața în mijlocul foametei.
Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Pui de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cer fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul îl scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în el nu este osândit. Psalmul 35. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăza și scutul și scoală-te să-mi ajuți, învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei. Zi sufletului meu, eu sunt mântuirea Ta. Rușinați și înfruntați să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea. Să fie ca pleava luate de vânt și să-i gonească îngerul Domnului. Drumul să le fie întunecos și alunecos și să urmărească îngerul Domnului, căci mi-au întins lațul lor fără pricină pe o groapă pe care au săpat-o fără temei ca să-mi ia viața, să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară. Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea lui. Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine poate ca Tine să scape pe cel nenorocit de cel mai tare decât el, pe cel nenorocit și sărac de cel ce-l jefuiește? Niște martori mincinoși se ridică și mă întreabă de ceea ce nu știu. Îmi întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu, și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca de jalea unei mame. Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și mă sfâșie neîncetat, scrâșnesc din dinți împotriva mea, împreună cu cei nelăgiuiți, cu secăturile batjocoritoare. Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă în sufletul din cursele lor, scapă în viața din ghearele acestor pui de lei, și eu Te voi lăuda în adunarea cea mare și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei, că cei nu vorbesc de pace, ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară. Își deschid gura larg împotriva mea și zic: ha! Ha,
ochii noștri își văd acum dorința împlinită. Doamne, Tu vezi, nu tăcea, nu te depărta de mine, Doamne. Trezește-te și scoală-te să-mi faci dreptate. Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, să nu se bucure ei de mine. Să nu zică în inima lor, aha, iată ce doream, să nu zică l-am înghițit, ci să fie rușinați și înfruntați toți cei ce se bucură de nenorocirea mea, să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se ridică împotriva mea, să se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea și să zică neîncetat, mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Și atunci limba mea va lăuda dreptatea ta, în toate zilele va spune lauda ta.